stradă umană, numărul 9. Într-un colț o chitară de sigur și un ceas se căznește să bată. Afară e vânt, ferestrele sunt tăiate din aceeași bucată. E destul de mică camera mea, dar-n cap toți prieteni mei în ea. Stau în picioare, se așează pe jos, în rest sunt umiți și vorbesc frumos. Așa că vino sus dacă plouă, Piața Romană numărul 9. Așa că vino sus dacă plouă, Piața Romană numărul 9. Așa că vino sus. Național FM România, este ora 11. Vreau să intru direct cu jingle-ul cu 10 întrebări pentru Damea Scăpat. O să-l dăm imediat. 10 întrebări pentru artistul Costel Chiose, alături de noi în studio. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine te-am găsit, Mihai! Bine bună ai venit alături de noi! Ești ascultătorilor de muzică românească de la Național FM. Ești în direct cu noi pe Național FM și suntem pe pagina de Facebook Național FM România. Una dintre vocile care se aud destul de des la noi. Ai câteva piese care se află în difuzare și m-am gândit să începem așa cu un scurt CV, să vedem cine este artistul pe care îl tot ascultăm. De unde vine el? Mă bucur și este o mare onoare pentru mine. Eu vin din într-un oraș provincial la o aruncătură de băzi de București, Giurgiu. La Giurgiu, perfect. Cunoscut mai mult pentru punctul de trecere. De trecere spre Bulgaria. Păi și acum vine și întrebarea firească. Ai fost vara asta în Bulgaria la mare? N-am fost la mare, am fost la munte. La munte în Bulgaria? Da, la Bansko. Ah, mă înțeles. Și da, e o stațiune renumită pentru schi, da. Merge și vara pentru... Este superbă. Ah, păi uite că deviem la turism și după aceea ne întoarcem la muzică. Bulgaria e mai organizată ca și România? Bine, eu am fost așa, sporadic, cu 2 ani cred că am fost la mare în Bulgaria, de fapt, o singură dată. E mai organizată turistic, e mai... Deci serviciile sunt extraordinare. Acum, unde am fost ultima dată, am fost un grup de 10 persoane, doar noi eram români, dar vreau să spun că totul a fost la superlativ. Asta e o bucurie. Poate cei care ne ascultă nu înțeleg, să spunem, care este avantajul celor care locuim pe frontieră. Și eu stau la Oradea, deci de casa mea vama este la mai puțin de 10 km și e în linie dreaptă. Deci în momentul în care am urcat pe autostradă pot să văd practic toată Europa și e un avantaj. Prefer de foarte multe ori, dincolo de naveta pe care o faci la București, să mergi să mai vezi și alte lucruri pe afară, să mai înveți, să mai... Da, bulgarii adică sunt un pic mai deștepți ca noi, deși ne-am fi dorit să nu fie chiar așa, că de obicei țările astea merg mână-mână în clasamentele europene, dar pe ultimele locuri, să zicem așa. Dacă nu știați, cel mai frumos loc de la noi din Giurgiu este la Rusia, așa se spune. Perfect, perfect. Deci dacă ne vin prietenii, trecem... Treceți dincolo. La Rusia și... Nu prea ai ce să faci în Giurgiu sau... Ba da, dar stând tot timpul acolo... Acolo mai trebuie să mai schimbe atmosfera. Aș avea ceva eu cu orașul Giurgiu. Vai de mine! Și... Da. Da, zi-ne, te rog frumos, cum a început cariera ta muzicală? Ce te inspiră? Dunărea sau... Cariera mea muzicală a început încă din liceu. Deci până în clasa 8-a îmi plăcea să cânt. Mi-aducea sora mea discuri... viniluri cu Ștefan Hrușcă, Vasile Șeicaru, Gabriel Cotabiță. Ce interesant! Și eu începusem să cânt muzica asta, dar la școală, la muzică, aveam 7-8. Nu eram... A, deci nu erai un elev de nota 10 la muzică, să spun așa. Nu. După care nu mai știu cum a apărut la mine în casă o chitară. Am prins din zbor așa 2 acorduri, începusem să compun atunci și mi-a plăcut foarte mult poezia, eram îndrăgostit de Eminescu și Bacovia și poeziile mele, cam 50, că m-am lăsat la un moment dat și multe din acele poezii sunt textele cântecelor. Cântecelor pe care le ai, da, sunt câteva cântece aici în softul Național FM, la câteva o să apelăm și noi imediat. Deci tot la început cu o chitară, păi dacă știam că ai o chitară, nu ziceam să aduci de la Giurgiu chitara?
nu sunt un chitarist de performanță, deși am făcut 3 ani de chitară clasică și 2 ani de canto, dar și când mă duceam, eram un elev bun, dar nu prea studios la chitară. Obsesia mea era să cânt cu vocea și să mă acompaniez. După care am făcut o pauză de cam din 95 până în 2014. Oh, și după aceea ai revenit? Nu am mai cântat, da. Dar de ce? O pauză destul de mare, aproape 10 ani. Din cauza condițiilor economico-sociale, să zic așa, a trebuit, mie îmi plăcea, am colaborat o vreme cu Casa de Cultură, mai cântam în mici spectacole, uh-huh, primeam niște mici colaborări, după care a trebuit să găsesc rostul meu în viață. M-am angajat, am lucrat la posturile locale de televiziune 10 ani, am trecut... Deci suntem colegi de breaslă, cum ar veni. Da, am fost și reporter, și cameraman, și editor imagine. Ca așa e în televiziunile mici locale, trebuie să le faci pe toate. Absolut. Și comentariile, lectura reportajelor. Voice-overele, da. Deci, practic, ești foarte familiarizat cu lumea asta media. Da, la care am renunțat în 2005, când mi-am schimbat domeniul de activitate. Și acum în ce domeniu activezi, dincolo de, muzică? Proiectare în construcții mici, căsuțe, anexe, gospodărești. Deci te căutăm pe Facebook dacă avem nevoie de vreo dezvoltare în sensul ăsta și tu vii, ne faci proiectul și ne și cânți la inaugurare. Da. Doi în unu, cum s-ar zice. Da. Eu sunt o fire mai retrasă, așa, nu mi-am făcut reclamă nici cu muzica, să spun că mă găsiți la numărul de telefon cu tare, nici cu domeniul meu de activitate. Da, bun, dar în social media există, nu? Adică e normal, dacă cineva vrea să apeleze la serviciile tale sau vrea să asculte muzica ta sau așa mai departe, te poate contacta. Mai îmi postez melodiile pe Facebook, dar fără alte... Pe YouTube nu ești? YouTube? Ba da, dar nu l-am mai actualizat. Am câteva, da. Am și un canal de YouTube. Și acum asta vreau să te întreb. Am văzut aici câteva melodii, aproape 10. Ai strâns mână de la mână, ai făcut un album. Ele au anumită, să spunem, vechime? Adică ai zis că n-ai actualizat, în sensul că n-ai mai făcut ultima perioadă melodii noi? Sau deci, care ar fi ideea? Cam 80% din melodii, uh-huh, sunt compuse când eu aveam între 18 și 20 de ani. Așa. Dar atunci nu erau condițiile de acum. Eu le-am ținut și le-am păstrat așa în suflet, după care întâmplarea cu mijloacele acestea de socializare, da, mi-a apărut eventuali prieteni la categoria poate îi cunoști. Așa, sunt sugestiile aia pe care ți le dă Adrian Ordean, cine nu știa de Adrian Ordean. Și am făcut, zic, bă, să fac eu o cerere de prietenie, poate. Și am făcut o cerere de prietenie, după care am fost încurajat. De ce nu încerci și tu să înregistrezi o melodie? Bă, cum să mă duc eu la... cum să mă duc eu așa... I-am scris pe privat lui Adi Ordean. Am spus că îi trimit o melodie, mi-a spus care sunt condițiile. Totul era la modul colaborarea online. Îmi trimiți melodia, uh-huh, doar să înțeleg, uh-huh, cum vine. Îți trimi negativul, tragi vocea undeva, mi-o trimiți, o masterizez și îți trimit materialul final, pozitivul și negativul, separat și cu voci și fără voci. După care, după ce am trimis o melodie, mi-a spus, dăm numărul de telefon, pe care a zis, Costele, ce-ar fi să treci pe la mine, că vreau să... Să le înregistrăm pe mai multe. Vă dați seama că am fost în momentul ăla în al nouălea cer și de atunci, din decembrie, era chiar ziua de 6 decembrie 2014, am ajuns la dumnealui în studio și de atunci s-a născut o colaborare prolifică, am reușit să-mi înregistrez toate melodiile și peste 100 de cover-uri personalizate cu vocea a doua, cu vocea mea, deci un sound perfect, ca să zic. Foarte frumos. Cover-urile astea sunt mai ales pentru evenimente. În momentul în care mergi la un eveniment, la o petrecere, clar că trebuie să gândi și altceva decât compoziții proprii, că le apropie ca la spectacol. Lumea se uită, ascultă, mai aplaudă, dar să se dezlănțuie, vor altceva, mă gândesc. Sigur că da, mi-am făcut o selecție.
Din fericire m-a ajutat și vocea, stilul mi l-am adaptat încet, încet, fiindcă eu eram doar un talent, așa eram considerat, dar de când am început această colaborare am început să muncesc foarte mult și am început să-mi iasă, adică am reușit să cânt de Aurelian Andreescu, știți piesa aceea cu Tu ești primăvara mea, deci e o piesă care necesită... Sunt și piese grele și sigur... Apoi am încercat și chiar zic că mi-a reușit, de, am cântat de Ștefan Bănic, Dan Spătaru, am trecut apoi, maestru Ordean mi-a încredințat aproape toate melodiile pe care le-a creat cu formația Compact. Și le-am înregistrate, mi le-a dat toată încrederea, da, da. Oh, ce frumos! Și cât e la sută talent și cât muncă în tot efortul ăsta? Păi eu cred că e mai mult talentul decât munca la mine, fiindcă prin activitatea mea, care este destul de amplă, zi de zi am foarte mult de lucru, doar în timpul liber, adică ar fi trebuit să muncesc poate mai mult. Mai mult. E o chestie pe care ți-o reproșez, că nu ai dedicat mult mai mult timp, să zicem, acestui domeniu muzical, sau rămâne totuși la categoria de hobby și atunci asta e? E regretul vieții mele. Eu pentru mine muzica a însemnat cel mai mult. De mic mi-am dorit să cânt. Nu știi ce sentiment aveam când am lucrat în televiziune 10 ani de zile și eu eram în spatele camerei și veneau tot felul de artiști la emisiuni și eu mă gândeam așa, bă, ce... Mi-ar plăcea artiștii și mie locali. Să... Nu, artiștii... Chiar mai mari? Da, a venit trupe, a venit Cargo. Oh, ce frumos! Au venit mai multe trupe, iar artiști de primă mână. Se făcea o emisiune, era sponsorizată și se filma într-o locație. Am înțeles. Și îmi pare rău că n-ai reușit și tu să fii... Eu nu pot să cânt, da. Da, în lumina reflectoarelor. Da, e o chestiune pe care poți să o iei în considerare. Mă gândeam acum că dacă facem o bătălie de genul media versus muzică, în viața ta câștigă muzica fără nicio... Muzica câștigă în fața a orice lucru. Poate să fie radio, poate să fie televiziune, presă scrisă și da, orice deci altceva. Da, deci am iubit și televiziunea. Mi-a plăcut foarte mult. Și prin faptul că mi-am făcut mulți prieteni, multe cunoștințe. Deschide multe uși, trebuie să recunosc. Și faptul că ești într-o comunitate mică și tu ești ăla de la televiziunea locală, e o chestiune care îți oferă așa un pic de... Așa este. Eu cel mai cunoscut m-am făcut cu imnul Astrei Giurgiu, care din păcate l-ai compus? Nu mai este. L-am interpretat. L-am produs. Este compus de Florin Mănăilă, care este nașul meu de cununie și mentorul meu. Îl cunosc de când m-am născut. Mamă, ce tare! Deci iată că asta este știrea. Costel Chiosea în spatele imnului Astrei Giurgiu, campioana României. Da, am prins o perioadă extraordinară, deși mă durea faptul că unii dintre giurgiuveni ziceau, ce echipă e domne Astra asta? Că a venit de la Ploiești. Da, cu străini ăștia, echipa noastră. Și acum a rămas echipa noastră cu 100 de spectatori, zic, acum sunteți mulțumiți. Da, e undeva până Liga Județeană, nu? Ceva de genul. Acum unde? Este în divizia ce? A3-a, Liga A3-a, cum ar veni. Mi-ai zis că ar trebui să începem cu Am crezut prea mult. E o poveste legată de acest cântec. Este ca un rezumat al începuturilor mele artistice. Când am apărut prima dată pe scenă, eram, încă nu terminasem în clasa 12-a, am fost la un festival de muzică folk, eu am fost folkist la început. Deci de-aia zic că ar fi fost bine să vii cu chitara, dar nu e nicio problemă, data viitoare ținem cont. Da, și piesa aceasta este compusă în parte, schița acestei melodii de un prieten foarte bun, Constantin Stănciulescu. Erau tot așa un început de versuri în care erau versuri de dragoste, dar eu am adaptat-o, am crezut prea mult în tine și aș vrea să mai pot schimba ceva. Ani au trecut, dar sper ca mâine te voi regăsi, speranța mea. Adică începuturile au fost ceva de genul, când am apărut pe scenă, aveam niște emoții și după ce am terminat, zic, bă, am terminat și am început... o sală să mă aplaude. Am zis, bă, asta aș vrea eu să fac toată viața. Da, clar. După care am mai apărut, am terminat liceu, am mai avut niște colaborări la Casa de Cultură și
Pe urmă s-a rupt filmul, după care melodia asta am adaptat-o după ce am început colaborarea cu Adi Ordean, de am făcut acest refren mai optimist. Anii au trecut, dar sper ca mâine te voi regăsi speranța mea, adică speranța de a cânta. Am înțeles, cu melodia asta mergem mai departe, mai ales că ai sucit-o în sensul pozitiv al lucrurilor. Exact. Să avem totuși speranță, ne întoarcem după pauză cu Costel Chiosea la Național FM în stația de 10. S-a năruit și acest vis frumos. Am vrut să cred că viața e o zână și universul meu s-a întors pe dos. Vor trece ani și eu voi spera la fericirea ce a fost cândva. Am să visului aripă și-am să trăiesc din viață orice clipă. Am să mă înalț pe-a visului aripă și-am să trăiesc din viață orice clipă. Am crezut prea mult în tine și aș vrea să mai pot schimba ceva. Au trecut, dar cred că mâine ne voi regăsi speranța mea. Am crezut prea mult în tine și aș vrea să mai pot schimba ceva. Ani au trecut, dar cred că mâine ne voi regăsi speranța mea. Speranța mea. E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva, ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, din inima munților Apuseni. Sărbătorește cu Fruity Fresh noile cutii Slim, acum în cele mai fresh combinații. Simte efervescența muzicii și alege aromele preferate. Grapefruit roz, Tutti Frutti, pere. Fruity Fresh. Sună bine!
În lumea aia nu mai poate fi vorba decât de supraviețuire. Și chiar dacă jobul tău este să pedepsești criminalii, mai întâi trebuie să lupți pentru viața ta, cu oamenii, cu poluarea radioactivă și cu clima. Danny Glover, Michael Madsen, cu moartea pe urme. În această seară, de la ora 21, la Național TV. Alo, Ana? Cine e? Postul tău, coleg. Postul? Păi, ții minte când lucram împreună? Da, ții minte când am intrat în vacanță. Vai, ce frumos a fost atunci. O să fie în continuare, vacanța se termină. Aoleu. Nu, trebuie să fii încântat. Aoleu, cât mă bucur. Din 4 septembrie, matinale fervescent. De la 7 dimineața. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Zece întrebări pentru... Costel Chiose, alături de noi. Giurgiuveanul zice Tănase din București. Bună ziua! Am auzit de mânăilă și eu sunt tot mânăilă. Deci iată că există corespondenți și în capitală. Bună, Național FM! Wow, ce voce frumoasă are! Spre rușinea mea nu am auzit până acum de el. Dacă n-ați ascultat Național FM, că noi îl difuzăm și mai avem aici o mulțumire pentru Deva. Am senzația că pe transmisia de pe Facebook au fost imagini de la Deva și de aceea primim aceste mesaje. Deci iată, așadar că ne descoperă lumea chiar dacă difuzăm. Manuela ne-a trimis mesajul ăsta. Într-adevăr, am remarcat că ai o voce foarte plăcută și exact cum spuneam adineauri, nu trebuie să ne comparăm cu nimeni, să fim noi înșine, nu? Și eu sunt unul dintre cei care încă de mic copil, la fel cum spui, la radio local sau la televiziunea locală, am promovat tinerii artiști. Acum îmi place să cred că cei care poate n-au avut o reală șansă în industria muzicală românească merită o șansă și la mine radio liber și deschis, așa că am zis, de ce nu? Hai, povestește-ne cine ești, de unde vii, încotro te duci. Da. Ne-ai povestit destul de multe despre momentele de început, dar cred că nu mi-ai zis nimic de inspirație, că te-am întrebat la început, dar m-ai luat cu Dunărea, cu Bulgaria, cu Ruse, cu All Inclusive, cu unele altele. Deci, de unde vine inspirația? Inspirația vine, cred că, din poezie, că primul lucru pe care am început să-l fac a fost să scriu versuri. Să scriu versuri. Ok. Da. După care, când am prins două acorduri, am început să fac niște melodii și am văzut că au început să iasă. Dar numai că atunci era foarte greu să ajungi într-un studio și așa mai departe. Nici nu-mi permiteam, fiindcă... Normal, existau niște costuri. Și acum există costuri. Dacă vrei să-ți faci o melodie ca lumea de Doamne ajută, este extraordinar. Și apreciez până la urmă și efortul ăsta de a fi tu cantautor sau de a-ți cânta propriile creații, pentru că de cele mai multe ori oamenii se gândesc așa. Bă, vreau să fac muzică. Merg la un studio... Fă-mi și mie, te rog, în bugetul ăsta două, trei negative cu melodiile alea ca să le mai cânt eu pe aici, pe acolo. Și mulți consideră că pot să ajungă artiști sărind anumite etape și mergând direct în zona unor melodii pe care cineva deja le-a consacrat, cineva deja le-a crescut și atunci trăiești cumva de pe urma acelei chestiuni, că te-ai dus la nunți, la botezuri... Și așa mai departe. Da, o diferență este că eu pot spune despre mine că eu nu trăiesc din muzică, ci trăiesc pentru muzică. Of, ce frumos! Foarte frumos! Și aceste melodii, vă spun, au stat în sufletul meu până le-am scos la lumină 17-18 ani. Da, o durată foarte, foarte mare. Alții coc o melodie în 2-3 luni și hap cu ea. Bine, acum există, cum spuneam și în alte situații, există și melodiile astea de sezon, care sunt făcute pentru o perioadă scurtă de 3-4 luni, cât e vară și așa mai departe. Îmi ziceai acolo, ceva de genul ăsta? Acolo, excelez, am un album de iarnă. Așa. Cu... tot așa, cu melodii compuse de mine, muzica 90%, versurile o parte din ele, restul de către un poet local, care este acum viceprimar Ionel Muscalu. A, gata, te-ai pus bine cu municipalitatea! Te vedem la zilele orașului, Costel! Da.
Și da, nu am făcut nu am făcut și nu voi face niciodată politică. Este un domeniu de care mi-a plăcut să stau departe. Drept dovadă, eu tot ce am realizat am realizat numai pe munca mea cinstită. Nu am beneficiat niciodată de vreo sponsorizare ca să înțeleg ideea să fac asta. O melodie sau ceva. Înțeleg iar satisfacția este mult mai mare. Da, știu, pentru că da, treaba cu funcțiile politice e vremelnică. Unele trec, altele se duc, altele vin și se pot schimba anumite lucruri, dar mie îmi place să cred că noi ăștia care avem ceva de spus, totuși rămânem aici. Știi, suntem aici, în ciuda valului politic sau a culorii politice sau așa mai departe. Da, la o adică trebuie să recunoști că, na, pentru a fi parte dintr-un spectacol organizat de o comună sau de un oraș, trebuie să te ai bine cu oamenii, că, na, n-ai altă situație. Și trebuie să recunoaștem că este o pâine bună de mâncat dacă apar la manifestările astea. Și pe mine mă cunoaște toată lumea în oraș, dar în fiecare an se organizează și iarna spectacole și mai multe genuri de activități artistice și vreți să vă spun câte invitații am primit? N-ai niciun an. Nu-mi pare rău. Exact. Acum, după apariția la Național FM, starul local de la Giurgiu trebuie să aibă locul lui pe scenă. Nu sunt un star local, mă consider. Băi, nu, dar am stabilit asta, că dacă acolo în comunitățile mici, când te știe toată lumea, eu cunosc sentimentul și este unul foarte plăcut. Avem o comunitate, deci la începuturi, când după ce am terminat liceu, mi-am făcut o trupă, ne-am format un grup de prieteni pe lângă nașul meu, care a fost Toboșar, a cântat cu Nicola, cu Mihai Alexandru. Ce frumos! După care, în Giurgiu, sunt niște oameni de excepție, spre exemplu Emil Chican, chitaristul renumit, care cântă și cu Spitalul de Urgență, da? Mai multe. Cu Vali Crăciunescu am colaborat foarte mult. Și el a fost la Spitalul de Urgență. Cânta, am fost, mi-aduc aminte de o fază haioasă, am fost la un festival de muzică folk, unde în juriu era renumitul Titus Andrei și Ducu Berții, și am intrat la o secțiune la care am luat locul întâi la interpretare cu Antiprimăvara lui Șeicaru, apoi mai era de trupe și eu am cântat cu Vali Crăciunescu și obsedat că să nu fie chitara dezacordată, am acordat-o de la un tip, nici nu mai știu cine era. Și ăsta, bă, tu ai chitara acordată? Da, ce, după diapazon. Mamă, și când am apărut, am acordat-o după ăla. Și eu cântam din altceva. Erai din alt film. Da, mi se decalase tonul la chitară și era Vali, se uita, nu mai știa cum să facem. Ne-am cerut scuze, am acordat chitara, după care am cântat și atunci zice, bă, numai am cântat Rugă pentru părinți, avea Vali niște efecte speciale cu clopote, cu voci și am luat locul 2. Dacă erați acordați, ar fi fost de locul 1. Chiar așa, deci ai în spate și participări la festivaluri, concursuri și așa mai departe. Tot în perioada când aveam 19-20 de ani, am fost la câteva, atmosfera și de folk și de muzică ușoară. Atmosfera de la folk era extraordinară. Toți erau prieteni, toți erau ca frații. Am fost într-un concurs unde prezenta Carmen Movileanu, în juriu Mircea Baniciu, cu tare, și seara am stat frumos și s-a cântat, dar o atmosferă de simțea energia pozitivă. Pe urmă m-am dus la muzică ușoară. Erau cam altceva. Acolo era ceva, acolo era concurența. Acolo nu era chiar așa, da. Nu era aceeași atmosferă de tabără. Cu preselecții, fiecare, aolo, voi trece, cu cine vorbesc. Am fost la 2-3, după care am renunțat. Am înțeles. Deja ai pomenit câteva nume, că vreau să te întreb de colaborări, dar deja ne-ai spus. Hai să încercăm să vedem, de fapt, ce ascultă artistul Costel Chiosea, așa, nu știu, în mașină sau în timpul liber. Ce preferi să asculti? Care e genul muzical? Care sunt artiștii care te inspiră și care îți dau liniștea aia sau energia aia bună? Național FM. Așa, ăsta e răspunsul corect. Dar dintre artiști ai preferați? Dintre artiști, deci pentru mine solistul perfect este Dan Bidman. Deci există și solistul perfect. Am și câteva în melodiile mele, în cover-urile înregistrate. Am și câteva melodii din repertoriul lui Holograf și Dan Bidman. Și Iris, mai ales Vis pierdut.
Care sunt calitățile lui Dan Bittman pe care le-ai subliniat acolo în ideologia ta de perfecțiune? Are o voce care se adaptează bine și ambitusul, și Minculescu are ambitus, și se adaptează mai mult, deci mai cântă și spre pop un pic, și deci nu e numai rock. Are melodie și pe cutiuța muzicală, adică este foarte versatil. Ce da, să mai... Exact, pentru versatilitatea lui, da, de aceea l-apreciez. Mi-a plăcut și de regretatul Leo Iorga, mai ales l-am și cunoscut atunci când colaboram cu maestru Adi Ordean, chiar am avut ocazia să cânt în deschidere, când era Pact, Leo Iorga and Adi Ordean. Am cântat tot așa vreo 5-6 melodii din repertoriu propriu și orchestrate de Adi Ordean. Care e cea mai mare scenă pe care ai cântat? Care e evenimentul care ți-a rămas așa în amintire, drept, bă, ăsta a fost vârful? Cea mai mare scenă, pot să spun că e cea de la teatru nostru, de la Giurgiu, teatru Ion Vinea, care... Ce capacitate are teatru? Are vreo 700? Avea cam 500 și 500 ceva, ceva de locuri. Uh-huh. Atunci aveam 2-3 negative, țin minte, era foarte greu să faci rost de ele. Așa. Și m-au băgat organizatorii să cânt în deschidere. Am fost, aia nu pot să uit niciodată, cu Monica Angel, Gheorghe Gheorghiu, ce distribuție. Și Palade. Și la un moment dat, deci după ce am cântat, aveam o melodie de-a lui Ordăchioaie, Acel paradis pierdut, și una, Tinerețe fi prietena mea, și cred că Gara noastră mică. Și după ce am cântat, a venit Gheorghe Gheorghiu la mine și mi-a zis, zice, tinere, zice, ai o voce foarte bună, ce fă ceva dacă vrei, și pleacă din Giurgiu. Eu l-am ascultat. Asta e chestiunea, să pleci într-o comunitate mai mare. Mirajul Bucureștiului nu te-a atras? Am avut de mai multe ori, mai plecat câte un coleg de la televiziune, fiindcă noi chiar am făcut o școală foarte bună la începuturile televiziunii, ne aduceau specialiști. De la care să învățați, cu care făceați tot soiul de team building. Sigur, deci noi ne-am frumos calificat la locul de muncă. Eu așa am un liceu de filologie și o facultate de istorie, dar am lucrat acolo în media și chiar am avut, da, am făcut practică cu specialiști. Suntem doi doctori în istorie care zac fără glorie, conform cântecului Spitalul de Urgență, că și eu am făcut tot facultatea de istorie. Ca să vezi că avem puncte comune, nu numai partea asta de media. E foarte interesantă discuția. Atunci când încerci să îl cunoști pe invitat și vin niște lucruri total neașteptate, cum este și astăzi, e mai mult decât așteptarea pe care am avut-o înainte de întâlnirea noastră, și sincer sunt cu zâmbetul pe buze, pentru că iată, găsim puncte comune, găsim multe lucruri de discutat, dar ne oprim acum pentru o melodie, Când iubirea va învinge, ai ales. Da, ce pot să vă spun despre melodia asta? Am niște amintiri plăcute. Prietenul meu, chitaristul Emil Chican, compusese o melodie prin anii, cred că era 1995. Și zice, băi, am făcut o melodie, mă ajungi pe mine să fac niște versuri? Ia auzi. Și am început să fac versurile și făceam, nu mai am inspirație. Și lângă locuința lui acolo era o terasă și pasiunea noastră era să stăm la țigări și să bem nesfrape. Aha. Iar vreau să spun că vorbeam, zic, bă, dacă aș bea acum, am băut, cred că 5-6 frapeuri, de vorbeam, zic, bă, dacă ar fi să le bem acum, cred că murim, nu mai rezistăm. Și au ieșit, da, și după atâția ani de zile, nici el n-a făcut, a rămas așa melodia, mi-am adus eu aminte, nici nu mai exista, că am înregistrat-o într-o versiune la Mihai Alexandru, cu care am avut și eu prima colaborare, și mi-am adus-o așa aminte și zic, bă, pot să cânt melodia aia? Da, ok. Și m-am dus la maestru, la Adi Ordean, am realizat-o. Și sună cum vedeți acum. Hai să auzim Când iubirea va învinge, Costel Chiosea la Național FM. Suferința mă neacă lacrimi, am uitat de mult să râd, viața mea e un vis urât. Nici nu-mi pasă ce va fi cu mine în
Nu mai am ce să mai pierd, viața mea e un infer. Sunt o aripă frântă în zbor infinit și dragostea ta s-a sfârșit. Și totuși, când iubirea va învinge, va pieri din nou durerea grea. Visul meu pierdut va triumfa. Lacrimile vor fi uitate și trecutul un mister rătăcit prin ieri cu gel. Și iubirea va preface în gheață, cupa plină de venin, dar acum și totuși. Va pieri din nou durerea grea. Visul meu pierdut va triumfa. Când iubirea va învinge. Greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu ar exista. Nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni. Burger, Servus, favorit! În vacanță te trimit! Descoperă codul sub capac și participă la promoție. Află detalii pe www.promoțiebere.ro. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Zece întrebări pentru... Costel Chiose alături de noi în studioul Național FM, o voce deosebită, așa cum o remarcau și ascultătoarele noastre. Una dintre ele zice, revin, dacă a fost cumva și la Floare de Colț, atunci m-am amintit de el. Exact. Ai fost? Primul festival la care am participat, tot m-a cooptat prietenul și nașul meu, Florin Mănăilă. El a mers cu mine, mă înscrisesem la chitară, stăpâneam cât de cât puteam să cânt câteva melodii. Și m-am dus la acest festival care era mai mult județean. Se știau, erau acolo 10-20 de inși în tot județul. Eu am apărut acolo ca o bombă, să zic așa. Le-am dat planurile peste cap, au zis că să-mi dea și mie și mi-au dat o mențiune specială și un premiu simbolic în bani pe care...
I-am cheltuit atunci cu prietenii la în seara respectivă. Eram foarte fericit. După care, anul următor, m-am impus și am câștigat premiul tăi. O, ce frumos! Felicitări! Deci iată că a avut dreptate, zice ascultătoarea de vârsta din buletin, că a uitat de treaba asta, dar și-a adus aminte. Uite ce frumos! Am putut și noi să evocăm momentul. 92-93. Ce vremuri! Nu se mai întorc niciodată. Irepetabile. Și tu nu te registrai pe casete sau pe benzi de magnetofon în perioada aia? Nu făceai chestiuni de genul ăsta? Ba da, ba da. Mai încercam, făcusem rost de un deck rusesc. Ai. Două casete și... Ai legat microfonul direct în el sau aveai mixer? Aveai... Am făcut... Nu, aveam un mixer sonor, era pe la casa de cultură. Cultură. Aha. Așa, și mi-au făcut... un fel de negativ cu Emil Chican și cu Cristi Lukachevski, un alt prieten din tinerețe cu care am colaborat. După care prima melodie am înregistrat-o tot prin 95 și am fost la Mihai Alexandru, că era Emil prieten și cu Florin Mănăilă colaborau și acolo am făcut prima melodie. Uite, așa se leagă lucrurile. Da. Au fost și niște momente când am întors, a zis, bă, da, ghinionist ești. Când am întors de la înregistrări, înregistrarea a ieșit foarte bine. Pe baza acestei melodii s-a realizat primul videoclip realizat la o televiziune locală. Oh, frumos! Da, chiar sunt mândru de asta, am fost pionier. La televiziunea locală pe vremea aia se făcea montajul cu VHS-uri, era destul de greu, așa-i? Da, păi am făcut și eu multă editare, deci aveam niște aparate care erau un super VHS, după care nu mai aveau capetele de redare terminate și lucram în VHS. Camera era camera M9000 cu casetă, scria pe aia SVHS, dar noi frângeam în VHS, că nu aveam, nu mai... Generația tânără care ne ascultă acum pe radio și nu înțelege nimic cu VHS-urile, știi ce spune? Bă, da, ce bătrânii sunt ăștia! Da. Deci cum știi că ești bătrân? Că apelezi la casetă, VHS, sigur, bandă de magnetofon și la un moment dat a apărut și discheta, dar avea o memorie limitată discheta, nu prea puteai să pui mare lucru pe și ea. Da, tu am fost, venise, era o emisiune pe TVR2 unde a cântat și Daniel Ior de Chioae și a zis să vină și câteva talente din Giurgiu și m-am dus și eu și aveam melodia asta. Aveam o casetă de aia bună, un TDK de la profesional. De la șmecher. Cu Chrome 2 da, sau nu știu cum. Nu știu care a fost treaba, ori o fi fost ceva la mijloc, că nu toată lumea... Și nu m-au primit, că nu, domne, dacă n-ai pe dat și... Aoleu. Nu m-au băgat să cânt. Serios? Da. Incredibil, dar adevărat. Bun, noi am tot evocat aici trecutul, dar prezentul și viitorul. Hai să aflăm. Costel Chiosea cântă la evenimente? Unde te poate vedea lumea? La evenimente cânt... mai puțin, dar totuși mai cânt. Mai mult am în cercurile de prieteni la petreceri private. Când sau... e o zi de naștere, o onomastică, exact, ceva de genul ăsta. Așa. Ai și band, ai tot ce trebuie. Da, am un band de ocazie. Dacă cineva mă solicită, îmi spune ce vrea și în măsura în care pot, am... Îl onorezi, pac, am cu toți artiștii. Colaboratori, da. Frumos. Bun, și, nu știu, ziceam că se bazează industria muzicală și pe nunți în România sau în proporție destul de mare. O recunosc și artiștii mari și consacrați pe care noi ascultăm și pe care îi difuzăm la nunți. Te regăsim sau nu e neapărat un domeniu în care... Foarte puțin. Uh-huh. Și acum am prin zona militară am o nuntă de argint. Da, frumos. Așa. Și tot când au solicitat că vor un solist de muzică ușoară profesionist, un solist de muzică populară, o solistă profesionistă și am... Ai realizat, ai făcut distribuția. Nu exact. Amestecăm lucrurile, nu le amestecăm. Nu. Dacă cântăm și unele și altele. Dacă mă solicită cineva, primul lucru întreb, se cântă și manele, dar păi zic, nu am ce să caut acolo. Nu că aș avea eu ceva, dar nu se îmbin aceste genuri de aici. Nici măcar alea două, trei clasice, așa sunt zilele mele, o viața mea, ce se mai cântă pe la petrece sau e chef de chef sau nu știu. Păi se numesc asta muzică ușoară. Muzică ușoară înseamnă la ora actuală
Ce seară minunată cântată cum s-o corect, cânta. Corect. Ce seară minunată, sărut femeie mâna ta și fotoliu din odaie. Aha. De aici da, începem. Da, asta e începutul. După care înflorim. Da, da. Iar eu am cânt cu negative care au un sound special și deci eu nu mă duc și dacă mă cheamă cineva, dacă știu sunt invitat să cânt ceva, îmi iau eu aparatura mea specială, că nu vreau să mai risc. Am fost la o nuntă la niște prieteni invitat și m-au rugat să cânt și eu. Și trupa era, nu știu, era unii de pe Zimnicea sau nu știu. Domnule, mi-au pus să cânt cu vocea microfonul de la tobe, dacă vreți să credeți treaba asta. Adică, bă, cine mă ăsta să iasă ăsta în evidență? Adevărul golgoluț este că, na, am început și noi radio cu microfoane de tobe, dar asta e o altă... Nu, că aveau și microfon. O altă poveste. Aveau și microfon bun, da. A, nu ți l-au dat ție. Exact. Nu trebuia să ieși tu în evidență. Exact. De aceea și eu și mai mulți optăm pentru a merge cu propriul microfon. Eu nu cânt, dar prezint evenimente. Îmi place să mă duc cu propriul microfon. E o chestiune și de igienă acum în contextul sigur, COVID. Sigur că unul da. La mână și doi la mână. E ok să-l ai tu la îndemână pe frecvența pe care știi tu, deși atunci când se adună mai multe scule trebuie să fii atent și la treaba asta, sigur, că da, sigur. E posibil să nu te auzi sau să te auzi cu întreruperi, dar e o alegere, zic eu, corectă și din punct de vedere a sănătății și din punct de vedere al modului în care te prezinți tu la eveniment. Vii cu jucăriile tale, exact cum spuneai și tu. Absolut. Și e o chestiune pe care o pot valida, pentru că așa procedez și eu și știi, practic, treci de niște emoții, știi? Păi, da, da. Asta mă bazez, asta am și așa sun eu bine, cam asta e. Aia e capsula mea de microfon. Se mai întâmplă uneori să mai pice câte un microfon pe la concerte și eu mai întind câte unei soliste și după ce se întoarce microfonul plin de ruj la mine nu e neapărat cea mai plăcută experiență, dar trebuie să recunosc că am trecut și prin astea. Bun, le-ai înregistrat, le-ai ținut mult timp să se coacă acolo până când a venit momentul potrivit, exact ce discutam și în momentul în care am ascultat melodia noi aici, noi doi în studio. E probabil acel moment, acel timp, acel tren pe care trebuie să-l iei la timpul potrivit, la momentul potrivit, ca să îți reușească anumite lucruri și în viață și în muzică. Dacă nu le faci, nu o să le faci niciodată. Ai vreun regret în sensul ăsta că ai făcut o pauză prea mare sau că ai lăsat lucrurile cumva în aer și nu te-ai reapucat sau n-ai continuat? Sigur că am, dar marea satisfacție este că am reușit totuși să le dau viață după atâția ani și chiar dacă nu vor ajunge ele celebre și mediatizate, noi te ajutăm, te ajutăm. Vă mulțumesc foarte mult și țin să-i mulțumesc doamnei Mihaela Simon, o doamnă deosebită cu care am avut prima colaborare, în momentul când v-am trimis piesa aceea cu Incognito Project Vara la Mare. O să o auzim în finalul discuției noastre. Incognito Project este practic un nume sub care evoluezi și tu și Nașul și așa mai departe, mi-ai spus. Da, prima dată am făcut așa un pic mai ascuns, fiind o melodie pentru tinere și ce, bă, noi oameni aproape, eu am aproape 50 de ani. Mulțumesc, el e trecut, bă, cum ne băgăm noi în lumea. Am vrut să facem o melodie de vară, să încercăm dacă putem să intrăm pe radio. Deci a fost ca un pariu această melodie, dacă vreți să mă credeți. Uh-huh. A, deci o aducem mai repede, dacă tot discutăm despre ea. Hai să o ducem mai repede aici, da. A intrat pe post, da? Doamna Mihaela Simon a apreciat-o, după care melodia asta a fost cheița de aur spre a avea eu acces la un post național de radio, ceea ce sincer vă spun, e greu. La începutul anilor și la început nu m-aș fi gândit la treaba asta, deci a fost o surpriză absolut. Dar radiourile locale din Giurgiu, dacă există, te difuzează? Radiouri locale, păi nu mai avem. Nu prea mai e. Ceva online, ceva, da. Dar radio local așa 100% de Giurgiu nu mai există. Nu, a fost pe vremuri și televiziunile acum tot așa sunt e greu de accesat fiindcă televiziunea acum fiind digitală îți trebuie fonduri, îți trebuie să o modernizezi, să transmiți HD și așa mai departe, e total altceva față de perioada de dinainte. Exact. Și trebuie să ai și o pilă bună la cablist, că dacă nu te vezi, e destul de nasol sau ești în coada exact.
canalelor. Deci Vara la Mare. Și ați făcut piesa asta, care piesa este oarecum de sezon și vine cu un mesaj... Ca un pariu, stilul meu nu este niciun caz, este o melodie dance și la sfârșit este o porțiune de reggae. Ca să vezi, deci ceea le-ați ce îmbinat. Nu am cântat niciodată, da, le-am îmbinat. A fost ca un pariu. Deci eu am ieșit... Eu am câștigat din treaba asta. Din treaba asta. Eu sunt curios să aflăm reacția oamenilor. Dacă vă place, la 0725-333-033 ne puteți da mesaje. Incognito Project așadar. Hai să auzim Vara la Mare la Național FM. Vara la Mare, Incognito Project. Să mergem iarăși la mare, să ne aruncăm în val după val, să simt nisipul din nou sub picioare, să văd cum apa aleargă spre mal. Mi-e dor să mergem iarăși la mare, să ne aruncăm în val după val, să simt nisipul din nou sub picioare, să văd cum apa aleargă spre mal. Cu pescăruși în spor vreau să mă întrec. E o lume minunată, e clipa noastră acum. Într-o secundă am pornit la drum. Abia aștept să treacă timpul, dor să mergem iarăși la mare, să ne aruncăm în val după val, să simt nisipul din nou sub picioare, să văd cum apa aleargă spre mal. Mi-e dor să mergem iarăși la mare, să ne aruncăm în val după val, să simt nisipul din nou sub picioare, să văd cum apa aleargă spre mal. Să cântăm, e vară, iară, peste întreaga țară. Hai România, hai să ne distrăm. Sărbătorește cu Fruity Fresh noile cutii Slim, acum în cele mai fresh combinații. Simte efervescența muzicii și alege aromele preferate. Grapefruit roz, Tutti Frutti, pere, Fruity Fresh. Sună bine! Pentru că știm că vrei să știi. Pentru că știm că vrei să afli primul. Pentru că știm că vrei să judeci singur după ce ai toate informațiile. Ai știrile Național TV. Pentru că știm să facem știri.
în fiecare zi de la ora 18:30 la Național TV. Jungla vietnameză este ea însă și o închisoare din care nimeni nu scapă viu. Un lagăr în mijlocul junglei înseamnă că niciun prizonier nu se va mai întoarce în SUA. Asta dacă între prizonieri nu s-ar afla el. Dispărut în misiune, începutul. Miercuri 30 august, de la ora 20, la Național TV. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Ce întrebări pentru Costel Chiosea, în continuare alături de noi în studioul Național FM. Vă salut foarte tare, melodia, felicitări invitatului, are o voce super, zice Nicu Onea de la Mușătești. Vă salut din atelierul de tâmplărie. Deci iată un alt om care e pus pe creație în dimineața asta. Mi-a plăcut și mie mai ales partea de reghe. Deci consider că dacă o reluați ideea și faceți, o faceți reghe de la A la Z, nu știu, o gândiți, poate fi una dintre piesele de vară pentru sezonul următor. E o idee, să știți că m-am gândit la treaba asta. Intră în proiectele mele de viitor, poate. Și apropo de asta, vreau să te întreb pe final de discuție, ce muncești în zona asta muzicală, ce pregătești, ce înregistrezi, ce idei ai? Am acum o piesă rock compusă de Florin Mănăilă, care se numește Fata din București. Oh, frumos! Da. Asta ca și idee poate să prindă. Pe care o voi lucra cu Adi Ordean, prietenul meu, acum. Foarte bun. Îl salutăm pe această, cu această ocazie și sper să ți urmărească cel puțin în zona de Facebook unde l-am suntem anunțat, în direct. Sigur, da? Că da, sigur. Absolut. Sigur. Super, super. Ne bucurăm. Sper să iasă ceva bine și vă promit că la dumneavoastră se va difuza prima dată. Îi dăm pe ei prima dată? Așa da, asta îmi place, asta îmi place. Facem și o premieră, o exclusivitate în zona asta. E o singură piesă pe care o pregătești sau ai și alte idei? Nu, mai am câteva schițe. Da. Și încă Mănăilă mai are câteva piese, dar le luăm așa, pe rând. Câte una să mă obișnuiesc eu, care nu sunt ale mele, trebuie să mă obișnuiesc cu ele. Înțeleg. Înțeleg. Deci e un proces de durată, dar se vor naște iarăși niște melodii drăguțe pe care le poți prezenta după aceea publicului. Asta din pasiune, nu neapărat de a ajunge eu celebru și așa mai departe. Hobby-ul, pasiunea te mână înainte. Pasiunea, poate și de-aia ies așa, că le fac din tot din sufletul, fără să mă gândesc. Vă dau un exemplu. Când am făcut prima melodie, am făcut un colind. Tot cu muzica mea. Și ieșea cam... Ieșea cam lung. Și Adi Ordean a zis: bă, să nu depășească 4 minute, că dacă o să ai, nu o să meargă la radio, că e prea lung. Deci, dar nu-l fac, domne, pentru radio. Și el zice: bă, nu zice tu așa. După că care s-ar putea să... l-au făcut așa, l-a trimis Ionel Muscalu, creatorul versurilor, melodiei, l-a trimis la Realitatea, după care mă sună: bă, vezi că suntem invitați la Realitatea. Și când i-am spus maestrul Ordean, a zis: ce ți-am zis eu, băi, Costel? Despre asta e vorba. Da. O să închidem discuția noastră cu mulțumirile pe care ți le aduc pentru prezența în studio astăzi. Avem o piesă care se numește Singurătatea și cu care o să plecăm mai departe spre ora 12. Îți urez mult succes, multă baftă și să ne vedem cu bine, să auzim de bine. Mulțumesc pentru invitație și abia aștept și alte ocazii. Absolut, și a fost. Salut pe toți ascultătorii Național FM. Așa să fie, a fost alături de noi Costel Chiosea. Singurătatea e cântecul lui.